începând cu data din 1 octombrie, va fi achitat acel surplus, acel suport pentru pensionarii care au pensia mai mică de 3.000 de lei, este vorba de achitarea a 900 de lei. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ați primit pensia luna asta? Am înțeles că e cu 900 de lei mai mult. Da. Pentru ce să acești 900 de lei? Cunoașteți? Și trebuie ajutor să dai pe la praznicuri, dar văd că acum e o dată înainte de alegeri. Dar de ce? Da, eu știu de ce. Ce că să-i învătăm. Să din partea lui Dodon, da? 900 de lei. Nu sunt din partea lui Dodon, sunt din bugetul de stat. Da. El nu primit, tot, înainte de asta. El a numit ținut pentru votare aici 700 de fel care trebuie să ne dea la paște, eu ținut acolo la votare. Dar altceva nici nu a fost bun. Îmi pare rău, dar el a câștigat niște voturi cu chestia asta. Eu râd cu 500 de lei la chestii. Eu râd, măi. Am catalogat această inițiativă ca una populistă și nici de cum de una de susținere reală a acestei categorii de populație. Ea, de fapt, vine ca să mențină anumite forțe la putere și nu sunt gândite pentru a redresa situația economică acestei categorii de populație. În noiembrie 2019, președintele Igor Dodon anunța inițiativa preluată de fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc de a oferi pensionarilor o indemnizație unică de 700 de lei de două ori pe an. În decembrie 2019, o parte dintre pensionari au primit câte 700 de lei înaintea sărbătorilor de iarnă. Măsura a fost intens mediatizată de televiziunile afiliate socialiștilor și lui Igor Dodon. Sprijinul financiar unic în valoare de 700 de lei, ce urma să fie acordat pensionarilor și de sărbătorile pascale, se transformă în ajutor unic de 900 de lei și ajunge la ei în ajunul alegerilor prezidențiale. Почему по 900, сначала было 700, но после того, как я видел, что индексация не будет большой, как я хотел, мы попросили, правительство нашло возможность и дало еще по 200 лей каждому пенсионеру, у которого пенсия до 3000 лей, это 660 тысяч пенсионеров. Ziarul De Gard a încercat să afle ce înțeleg pensionarii din aceste inițiative a lui Igor Dodon, aprobate de guvernul Chicu, cu doar o lună înainte de alegerile prezidențiale. Pensia, cu tot cu compensație și cu tot cu suportul de 900 de lei, care l-așteptați de mult. De da. Când vă s-a spus că vă se doresc. Așa, uite, arătea trei foiți, luna asta aveți 900 de lei. 180 compensație, 1342,71 pensie și în total aveți 2422,71 de bani. Așa. Mai acum. Mult ca luna trecută. Da? Ne-a bucurat luna asta. Cum ați cheltuit acești 900 de lei? Băi, leu. Cum ați să-i cheltuim? Mai să-i cheltuim. Sătele? Da. Așa, este sătele. Tiuleac să ne ajungă până împlini altele iar din nou. Dar de ce s-au adunat câte 900 de lei, cunoașteți? Ei, o dată mai este 900 de lei, o dată care ajutorul și ăla care l-a dat care l-a dat ăsta, cum îl cheamă, Dodon. El a propus. Da, suntem cruși cu o dată. Dar de unde sunt banii ăștia, cunoașteți? 660.000 de pensionari vor primi cu 900 de lei mai mult. De unde sunt banii ăștia? Eu cred că e un ajutor așa o dată. Eu așa mă gândesc. Și mulțumim pentru acest ajutor. Banii ăștia vin din bugetul de stat, adică vin din impozitele plătite de copii, nepoții, da, dumneavoastră. Da, asta e tot. De ce oare anume acum s-au adunat, s-au adăugat 900 de lei? Acum, votarea asta de atâta, eu așa mă gândesc. Dar și spun altceva, că așa-i, nu-i drept. Și factorul de lumea. Uh-huh. Deci mergi la votare? Sunt e clar. Ce președinte veți alege? Cum trebuie să fie președintele? Președinte trebuie să fie un om
cinstit, un om la locul lui, un om care să ia în seamă toate astea oamenilor, neajunsurile oamenilor. Să... Eu așa mă gândesc, dar eu știu și felea și... Și ia acum. Pensia, compensația și suportul de 900 de lei care ați auzit. Am auzit, am auzit. Ia că eu aici să subliniez, să vedeți. Aici e suportul de 900 de lei. Asta e compensația, 180 compensația. Pensie 1370 și în total ai 2450 și 30 bani. E mai mare pensia luna? Da, luna ați dat în picare luna, așa era mai bine. Ești cu o grămadă să duci și pe leacuri, acolo și pe câte nu trebuie. Hai ce să facem? Bine că mi-l-o dat și pe ei. Dar cine vă l-o dat? Cine ne l-a dat? Nici de la poștă, dar Nicol de sus, cred că... A două foiță compensația, a treia foiță pensia, cu tot cu suma totală. Dodon, cred că să-l mai îmbotăm. Da? De unde credeți că-s banii ăștia? Că mulți pensionari o să primească 900 mai mult. De unde-s banii ăștia, pensia asta? Dacă ta lucră și noi toată viața ne oprie pe dohoz, ne ultim ce banii și aia. Cred că ăștia, sacul ne-mi dă nouă. Dar altă, cum? Cum ați cheltuiți banii? Cum ați cheltuiți? De acolo ești 900 care ne-i-o dat, îți și cheltuiți, numai să-i dau. Vă spun drept. Pe ce? Și de acolo să-mi plătesc lumină, telefon, apă, pentru leacuri și nu mai trebuie. Și cine rămâne, mai țin de pâine. Cine rămâne, mai țin de pâine, iată, și ne ajungă iar până la lună. Apropo, anul 2020 este primul an din istoria modernă a Republicii Moldova, când pensiile vor fi indexate nu doar la 1 aprilie, dar și la 1 octombrie. Eu cred că această inițiativă, această lege, va rămâne în istorie ca lege promovată de Dodon. Ne mai ridică cu 5-6 lei acolo pensia. E destul asta? E destul, dar și nu e râs cu 5-6 lei la pensie. E râs, măi. Și sunt de eu mă duc mai gine. Și vând ceva acolo și fac mai mult de 5-6 lei. Dar e ce-mi dă el 5-6 lei? Că n-ar lua lumea râs. Eu mă rit așa mult cu 10 lei. Să le împrumutăm lui Dodon aceștia 10 lei care ne-au dat acum. Poate că să-l ajute la votare și mai departe, că el așa amăgește lumea, că vă, de două ori pe an vă ridicăm pensiile, și cu cine ridică, cu un bănuț. Nu, eu fost rușine, oare să vorbească așa vorbe. Sigur că șmecherie, doar dacă era, a fost preconizat că la Crăciun și la Paște, păi ține Crăciunul și Paștele și are Paștele cu octombrie. Clar lucru, evident, nici eu sunt de acord cu așa ceva. Îmi pare rău, dar el a câștigat niște voturi cu chestia asta. Și pentru că în programul său electoral de acum 4 ani, Igor Dodon își propunea ca, prin indexarea pensiilor de 2 ori pe an, să ridice nivelul de trai al oamenilor în vârstă, am rugat un specialist să analizeze ce s-a întâmplat în realitate. Mariana Iațco, expertă în politici sociale, susține că, de fapt, aceste inițiative nu soluționează problema populației cu venituri mici, ci mai degrabă sporește inegalitățile dintre diferite categorii de pensionari. Este o utilizare a resurselor statului pentru a câștiga dividende politice prin această măsură de protecție socială pentru această categorie de populație, care este mult mai vulnerabilă și mult mai credibilă la astfel de măsuri decât alte categorii de populație. Și sigur că având o pensie de 1200 și ceva de lei, această sumă de 900 pentru unii care se află în special în zonele rurale ar fi o scăpare, dar aceasta este doar temporală, această intervenție de fapt este una foarte temporală și nu este pe termen lung ca să sporească veniturile acestei categorii de populație care, după cum cunoașteți, se află la limita sau în pragul sărăciei. Totodată, experta spune că este vorba despre o inițiativă populistă în pragul unui scrutin.
Am catalogat această inițiativă a guvernului ca una populistă și nici de cum de una de susținere reală a acestei categorii de populații. Ea, de fapt, vine ca să mențină anumite forțe la putere și nu sunt gândite pentru a redresa situația economică acestei categorii de populații care, din păcate, nu, pentru că guvernul inițial s-a propus ca indexarea veniturilor pensionarilor să fie la, deci era la 1 aprilie, acum au decis la 1 octombrie și probabil aceasta s-a făcut intenționat, așa v-au luat pentru a câștiga și a menține, deci lupta în cadrul campaniilor electorale. Mariana Iațco a adăugat că există alte măsuri care pot fi luate pentru bunăstarea pensionarilor cu venituri mici. Probabil că guvernarea trebuie să vină cu alte politici mult mai inteligente, mult mai fizabile și durabile în timp, ca să sporească veniturile acestei categorii de populație, cum ar fi, de exemplu, încadrarea vârstnicilor în câmpul muncii din perspectiva îmbătrânirii active, ca ei să-și mențină veniturile în această perioadă a vieții, decât să-i lese să fie dependență sau să crească această dependență de ajutoarele care vin din partea statului. În total, aproximativ 660.000 de oameni în etate vor beneficia de acest ajutor unic. Cheltuielile pentru această acțiune depășesc 133 de milioane de lei, bani din bugetul de stat.